ajutat să fiți mai mult care totuși întrețin o pagină de Facebook. Hai să vedem ăștia care întrețineți o pagină de Facebook. Vreau să vă întreb pentru cine. Poate nu puteți tot să ziceți. Hai să vedem ce tip de conținut puneți pe ea. Ce scrieți voi pe pagina aia de Facebook? Puneți texte, puneți filmulețe, puneți poze, întrebați lumea, le spuneți chestii, anunțați, le cereți să dea like-uri. Spre exemplu, ce ați scris în ultimele două zile pe pagina de Facebook? Ce posturi ați scris? Erați niște unul cu mâinile pe sus? Adică asta am văzut sigur, data viitoare vă fac poză sau am vă vezi? De exemplu, eu mă ocup de pagina Doparale, platforma de marketing afiliat. Foarte tare. Și ce ai scris în ultimele două zile pe pagina Doparale? Ce punem, o să o iau la modul general, ce punem noi pe Facebook, în primul rând, conținutul de pe blog. Suntem la modul general, suntem ce ai pus în ultimele două zile? În ultimele două zile avem un nou coleg în echipă, poza lui și welcome, good guy. Un sfat, noi avem o serie de do and don'ts. Și să se informeze cât mai mult cu o sugestie pentru pro-blogger. Ok, nu știu cât să aude peste tot. Ea ne-a avut microfon, a spus că a postat un welcome message pentru noul lor coleg și un do's and don'ts, un mic tips and tricks pe care l-au ei ca și politică editorială. Și la care dintre ele ai obținut reacții mai mult? Și încă ceva de pe blog. Și încă ceva de pe blog. Okay. Ce la, evident, la postul, evident, pentru mine, că știu cam ce merge la noi, la postul cu colegul nou. Ok, și cele mai multe comentarii au fost la postul, cele mai multe reacții au fost la postul cu colegul nou. Da, și like-uri și comentarii. Altcineva? Nu mai vrea nimeni să povestească? Wow. Deci eu sunt la lumea SEOPPC, nu avem pagină, avem user și avem grup. Pe grup, mail-urile vin la toți cei din grup și atunci punem mai rar, punem câte o chestie mai rară. Pe Facebook e sincronizat cu Twitter-ul și tot ce punem pe Twitter ajunge pe Facebook, în general, mai așa. Și ce punem pe Facebook? Punem știri și anunțăm ce chestii legate de eveniment. Ok. Ei pe contul meu SOPPC pun știri, anunță chestii legate de eveniment și au sincronizat contul de Twitter. Și unde primiți reacțiile cele mai multe? Pe Twitter oamenii dau retweet-uri și pe Facebook când anunțăm un eveniment, mai primim like-uri la eveniment. Ok, deci când anunțați strict evenimentul, lumea vă urmărește pentru informații strict legate. Așa, și pe grup apar discuții, pe grup, grupurile, mesajele pe grup ajung pe e-mail și atunci acolo apar discuții, răspunde lumea, acolo e mai interactiv. Ok. Mulțumesc. Ție-ți trebuie microfon, ne-a dat niciun. N-am băut cafea, uite, gata, gata. Nu microfonul, nu microfonul, orice nu. Mă ocup de mai multe pagini de Facebook. Nu pot să vă dau toate numele, bineînțeles. Cea mai activă. Hai încercă totuși. Da, da. Bine, hai cu microfonul. Bună dimineața. Te aude? Așa? Pornește, vezi dacă e pornit. Am o pagină de Facebook a unei locații, o cafenea și un spațiu de evenimente. Care nu se poate spune. Asta era toată ideea. Și se postează zilnic, bineînțeles, ce eveniment a avut loc și fotografiile din seara anterioară unde sunt tăguiți oameni. Bănesc că vrei să subliniez zonele care interacționează banii cu pagina respectivă. Și oamenii sunt extrem de încântați, dacă te mai și împrietenești cu ei în timpul serii, se discută, ai văzut când am căzut de pe masă, când am băut apa aceea plată cu lămâie și așa mai departe. Cam acolo este zona cea mai ridicată de interacțiune și atunci când se anunță o petrecere cu o tematică aparte și lumea, se cam știu eu, e o gașcă mai restrânsă și se vorbesc între ei, mergem și așa mai departe. Dar în general, pe cealaltă pagini pe care le gestionez, nu prea am cum să creez interactivitate. Oamenii citesc, dau like-uri, dar tematica produselor respective sau companiilor respective nu permit să creez foarte multă interactivitate. E o zonă unde doar informez. Ok. Mai încearcă cineva să ne povestească? Eu aș avea o întrebare legată de chestia pe care tu spuneai de tagging people de la evenimente. Se cerea codul prealabil. Am înțeles. Pentru că era discuția anterioară și vreau să știu cum procedați. Nu, se cerea codul prealabil. Ok.
nu mai scriu nimeni pe nicio pagină de Facebook. Deci cam atât, da? De ce v-am întrebat chestia asta? Am ținut săptămâna asta câteva training-uri la niște asociații studențești care mai mult sau mai puțin pot fi comparate cu modul în care se comunică corporate la noi. Și ei aveau marea dilemă, ei au brandul asociației ca și brand umbrelă și evenimentele pe care le fac ca și produse, ca să găsiți cumva o paralelă. Și ei spuneau ce e mai util, să ai toți fanii, o singură pagină pentru brand și să ai toți fanii acolo, sau să ai o pagină pentru brand umbrelă și după aia să ai pagini, subpagini pentru fiecare produs în parte, să ai alte pagini. Și să comunici nișat cu targetul produsului respectiv direct acolo. Și chiar joi seara a fost un debate de aproape o oră și un pic, în care ei încercau să-mi argumenteze de ce e mai ok să comunici nișat către ei. Și într-adevăr, e posibil ca evenimentul lumea să OPPC cu Webstock-ul să n-aibă mare lucru în comun, ca și eveniment. Și dacă lumea reacționează la chestiile pe care lumea să OPPC le pune acolo ca și săptămâna viitoare eveniment la ora T, vorbesc X, să nu se compare cu ce se pune pe pagina de la Webstock. Dar eu cred, personal, că între cele două grupuri de oameni și între targeturile respective există afinități. Mai departe decât cele profesionale și interesele strict legate de voi, la evenimentul ăsta vreau să merg și la asta nu. Și oamenii ăia sunt legați de, și aici putem să găsim online, putem să găsim online-ul, putem să găsim, nu știu, campaniile de marketing, faptul că marea majoritate sunt consultanți sau lucrează în agenții. Deci există afinități mai departe de strict produsul respectiv. Și atunci ce le sugeram eu să facă era să țină întreg targetul într-o singură pagină și să comunice pe un calendar editorial bine stabilit anumite produse și anumite lansări și anumite evenimente la un interval de timp X. Iar între să găsească alte informații relevante pentru targetul lor. De ce zic chestia asta? Pentru că din zecile de pagini pe care le-am administrat noi în agenție, pentru mai mulți clienți, am descoperit că lumea reacționează pozitiv într-adevăr la informații despre evenimentul, produsul tău, oferte, and so on. Chestii care într-adevăr interesează punctual atunci, dar rata de răspuns este mult mai bună la chestii, să zicem, un pic adiacente, dar care lor ating mult mai bine interesele. Și, nu știu, ca să dau un exemplu, la o agenție de turism, în afară de bilete de avion ieftine acolo sau oferta la hotelul din locația X, se poate vorbi în general despre locație, se poate vorbi de ce poți să faci în zonă, de cum trăiesc localnicii, chestii care, deși par off-topic, generează reacții și generează mai multe comentarii și acolo e mult mai ușor de generat o discuție decât pe chestii punctuale care anunță anumite lucruri. Gen, sâmbătă eveniment, lumea se OPPC. Veniți! Poți să spui veniți ca afirmație și atunci lumea să-ți dea like sau să spui veniți semnul întrebării și lumea să mai zică da, da, da. Dar e as far as you can go. Dacă spui la un moment dat Tudor Totorici e miercuri și nu știe despre ce o să vorbească la lumea se OPPC sâmbătă, hai să-l ajutăm. Hai să îi găsim împreună o temă, deja ai șanse mai mari să involvi comunitatea respectivă. Dacă mai iei două prezentări care le-a susținut Tudor Totorici în trecut și le pui acolo și zici uite despre ce a vorbit aici și aici, legat cumva de content is king și de conținut, cum vi se pare, generezi discuții și pre-eveniment, astfel încât să engage cumva lumea să fie pregătiți de genul, legat de genul de discuții care o să se întâmple acolo. Astea sunt mici tips and tricks-uri care nu există scrise undeva la modul, băi, așa se face. Ce vă recomand eu este să aveți un plan editorial foarte bine pus la punct și să știți foarte bine ce și când vreți să anunțați. Și aici mă refer professional. După care chestiile astea alte puteți să le puneți să umpleți spațiile goale din calendar și să le puneți în diferite forme la anumite intervale orare. Spre exemplu, o informație de genul, cum spunea ea, de cluburi, de petreceri. Ok, ea are petrecerile, are după aia, cum se zice, partea de după petrecere, când spune cum a fost, când pune poze, când lumea comentează.
dar mai are și perioade mari, în care ar putea la un club, spre exemplu, să spună, păi, hai să vedem cum fac unii... Nu puteam să-ți spun tot, mai perioade mari. Le dau rețete de cocktail. Asta vreau să zic și eu. Poți să le dai, spre exemplu, hai să vedem cum se face o rețetă de cocktail într-un club din New York. Și să pui un videoclip în care barmanul ăla face nebunie. Și să vezi ce reacții primești. Asta dimineața. Tot dimineața, cam la aceeași oră, la un interval de zile. Să le vorbești tot despre cocktailuri, dar să nu mai zici, păi uite cum se face în New York. Păi voi cum faceți cocktail? Voi faceți cocktailuri acasă? Cum le faceți? Care sunt rețetele care vă plac cel mai mult? După aia, săptămâna următoare, după amiaza, să vii și să spui, în după amiaza asta am făcut un cocktail, am făcut aia și aia, ce bun a ieșit. Sau, tot după amiaza, în aceea săptămână, să vii și să spui, băi, ne vrem să băgăm un nou cocktail, ce ne recomandați? E în principiu cam același subiect, abordat în moduri diferite, cu poze, cu text, cu video, la intervale orare diferite și atunci, după două săptămâni, poți să măsori clar pe subiectul ăla unde comunitatea ți-a a avut cele mai multe reacții. Și atunci poți să spui, băi, dacă le scriu despre cocktailuri dimineața, în principiu când ei au venit seara de la băută, nu niciun interesat pentru că se scârbesc. Dacă le pun după amiaza, când sunt înainte de a pleca în oraș, când sunt cât de cât interesați de treaba asta, atunci o să fie mai into talking to me. O să fie mai deschis să vorbească cu mine despre subiectul ăsta, deja le fac poftă, poate vin pe la mine, poate mai am și alte beneficii. Genul ăsta de A-B testing, dacă vreți, funcționează pe absolut orice subiect. Nu contează că voi sunteți producători de auto, producători de mașini, hotel, agenție de turism, club sau produse farmaceutice. Cu siguranță există un anumit de, tip de conținut, clar off topic de produsul tău, care totuși să-i intereseze pe oamenii ăia. Și să le trezească cumva lor interesul, mergând pe pasiunile lor, pe hobby-urile lor, pe ce fac ei în their spare time. Iar calendarul ăsta editorial cu mici chestii de genul ăsta presărate vă poate da o imagine mult mai clară asupra ceea ce înseamnă comunitatea voastră. Pentru că în spatele lansărilor, în spatele produselor, în spatele ofertelor, informațiilor punctuale de genul avem 5% discount săptămâna asta, sau dăm 2+1 gratuit, comunitatea aia e reprezentată de oamenii care la un moment dat voi vreți să-i transformați în evangheliști, în ambasadori, în oameni care să dea mai departe mesajul ăla. Și să le spui, vă dau un iPad dacă dați like la pozele mele și aia să umple Facebook-ul cu pozele tale, can take you so far. La un moment dat ai iPad-ul, nu o să poți să dai un iPad în fiecare săptămână. Dar mergând pe o strategie de conținut ca lumea și cu reacții de genul ăsta bine gândite și la un moment dat o să vedeți că o să învățați să obțineți de la ei reacțiile atunci când aveți nevoie. E clar că după amiaza o să fie o oră mult mai bună dacă ești club decât dimineața. E clar că la prânz ar putea lumea să nu intre, că sunt la masă, mai ales cu marea majoritate au servit, sunt la masă, sunt în întâlniri, sunt în oraș, sunt la birou, nu o să stea pe Facebook. Dar chiar și în perioadele astea moarte o să învățați să generați conținut la care să obțineți rezultate. Și planul ăsta editorial nu e o chestie fixă. La fel ca tips and tricks-urile, nu e o chestie bătută în cuie pe care îl lipești pe perete și aia e forever and ever. Calendarul editorial, 20-30% e despre tine și produsele tale, dar restul de 70-80% este a living thing. E o chestie care trăiește din experimentele tale și o chestie care crește sau scade odată comunitatea ta. Sunt într-adevăr comunități care nu pot fi motivate. Sunt comunități care dacă le pui un link, veniți sâmbătă dimineața la evenimentul ăsta, să dea toți 800 cât sunt fan paginile respective, 800 să dea click pe link-ul ăla, să vadă informația și să-ți vină 400 aici, dar să nu dea unul un like, un comment, nu știu ce. Și sunt comunități care nu reacționează la niciun incentiv, nu-i poți determina să facă nimic efectiv, dar care sunt like, on a like spree, îți dau like la absolut tot, comentează, fac mișto, and so on. Dacă aveți întrebări până aici, ca să iau să-mi fac. Doamne, cât de clar. Nu? Ah, și eu care credeam că întreb.
Știu, am fost foarte clar. Bine, atunci hai să continuăm. Dacă nu aveți, poate aveți întrebări la final, poate mai prindeți curaj până atunci. Da, vorbeam de calendar editorial. Și vă ziceam că e Reading Pink. Pe lângă calendarul editorial, ce ar trebui să faceți voi, ar trebui să aveți modalități de a implica comunitatea în offline. Oricât de frumos ar fi online, oricât de interesant, oricât de multe rezultate cuantificabile ar aduce, chestii pe care noi, cei oamenii din agențiile, propovăduim zi de zi. În offline poți să obții reacții reale de la oamenii respectivi. Și atunci îți trebuie un calendar ăsta editorial, îți trebuie anumite perioade în care pe ei, pe o parte dintre ei, dacă ai 20.000, nu o să poți niciodată pe toți, dar pe parte dintre ei să-i engage în mod natural în offline. Iar chestia asta se face cu activări săptămânale, care poate să însemne cine îmi răspunde cel mai mișto la întrebarea asta primește o șapcă și în ăla te duci să-i dai șapca și mai stai 10 minute de vorbă cu el și îl cunoști. Și ăla poate să-ți dea într-adevăr un feedback real despre munca ta pe Facebook, despre pagina ta, despre conținutul pe care îl generezi, de ce ți-a răspuns la întrebarea aia și de ce s-a implicat în concurs. Poți să ai activări lunare. Și când zic activări lunare, mă refer la mici giveaway-uri sau mici, spre exemplu, cei mai activi 30 de utilizatori din luna respectivă, să iei să-i scoți la bet. E o chestie care se practică afară. În România n-am văzut pagini de Facebook care să facă chestia asta. După care să faci follow-up, să pui poze, uite, noi comunitatea X am fost la bere, am făcut asta, luna viitoare, dacă și voi comentați și așa, poate aveți șansa să mergeți cu noi sau facem grupul mai mare sau dacă merită toată lumea. Adică în momentul în care vezi că o activitate prinde, găsești metode să o dezvolți. Nu trebuie să fii limitat nici de spațiu, nici de timp, nici de bani. Pentru că activități de genul ăsta cresc comunitatea. Și odată, nu știu, odată pe trimestru, poți să ai o activitate mare, în care să iei pe toți, să le obții, să faci un concurs cu un premiu mare, gen iPad. Sau să-i duci pe toți la un eveniment mare, sau să îi scoți undeva, sau să le dai un premiu mare, sau să aduci un sponsor, care în schimbul unei acțiuni din partea comunității, să dea premiul comunității respective o anumită treabă. Există mai multe moduri de a face chestia asta, la fel diferă foarte mult de comunitatea care o aveți. Și în momentul când începeți să vă cunoașteți, chestiile astea o să vină natural. Dar la fel, să scoți comunitatea din Facebook și să o duci pe offline, este very, very important. Nu există comunitate de oameni care să fie menținută doar cu Facebook. Gândiți-vă câți prieteni aveți voi, gândiți-vă câte pagini urmăriți pe Facebook. Asta l-am întrebat. Câți dintre voi au cont de Facebook? Poate vorbesc prostii și voi nu aveți contul de Facebook. Trist. Ok. Facebook e o chestie frumoasă pentru cine nu are cont, că am văzut mai mult în partea asta, așa nu erau conturi, e poze, cu un logo alb-albastru, e... Lumea vorbește, mai comentează, mai spune îmi place poza asta, nu-mi place poza asta, exact cum se povestea mai devreme și povestesc cum s-au îmbătat în club, cum au pus de pe masă, e o chestie de socializare extraordinară. Da, zice, așa, și ziceam că nu e de ajuns să-i ții online. Gândiți-vă la voi care aveți conturi de Facebook, dacă urmăriți, aveți 100-200 de prieteni. Și dacă mai urmăriți și vreo 50 de pagini de Facebook, în momentul când intrați pe Top News, parcă îi zice, nu? Wall. Top. Pe Wall cu Top News. Okay. În momentul ăla, șansa ca mesajul pe care pagina voastră de Facebook îl transmite să fie printre Top News-urile utilizatorului respectiv, este foarte, foarte mică. Și atunci, cu cât numărul lui de prieteni crește, sau cu cât numărul lui de fanpage-uri crește, pe care le urmărește, sau cu cât numărul de interacțiuni pe care el le are zilnic pe Facebook crește, șansele voastre scad. Iar comunitatea nu o să o puteți face niciodată pe un mediu de genul ăsta. E frumos, e extraordinar. Dacă vreți comparație, ce era GeoCities acum 15 ani, 16 ani, 20 de ani. Dar la un moment dat GeoCities a murit. La fel s-ar putea să moară și fanpage-ul ăsta, o să vă moară comunitatea. That sucks. Adică e frumos să te bucuri de beneficiile pe care ți le aduce Facebook, ca și canal de comunicare. Pentru că, într-adevăr, este simplu, poate e folosit de toată lumea, are interacțiune mare, are o groază de aplicații, jocuri, poți să engage utilizatorii în toate felurile posibile. Dar Facebook-ul nu trebuie să fie o finalitate pentru noi. Comunitatea aia trebuie mutată treptat în altă parte, trebuie să-i abonați la un newsletter, trebuie să-i mutați pe forumul site-ului vostru, pe blogul site-ului vostru, trebuie să-i mutați într-un fel pe o platformă controlată de voi. Chestia asta știu că tot timpul vine ca un șoc, toată lumea m-a zis, dar ce zice asta? Pentru că e adevărat.
pentru că Facebook-ul nu o să stea aici o veșnicie. Sau dacă o să stea, perfect. Dar atâta timp când nu e o platformă controlată de voi, nu puteți să vă puneți baza în el. Și atunci oamenii ăia trebuie duși în offline. Comunitatea aia trebuie crescută pas cu pas. Iar după ce i-a dus în offline, după ce aveți o relație one-to-one cu ei, în momentul ăla îi scoateți din mediul din Facebook și duceți către site-ul vostru. Fie că se abonează la un newsletter, fie comentează pe blog sau se abonează la RSS-ul propriu. Sau fac orice altceva, aia e o platformă controlată de voi. În momentul în care le-ai luat datele de contact, știi cine sunt, mai mult de un nume și o poză de profil, în momentul ăla îi poți aduce dincolo și porni o real conversation cu ei, la modul că, și asta e părerea mea personală, nu știu câți dintre voi sunteți de acord, 200 de fani pe site-ul tău sunt mai importanți decât 20 de mii pe Facebook. Oamenii ăia 200 de pe site-ul tău au șansa să-ți devină ambasador la modul real. Ei o să-și anunțe prietenii, deci dacă tu ai 200 monthly visits care se repetă în fiecare lună, oamenii ăia intră și te citesc, atunci oamenii ăia sunt mult mai inclined să dea mesajul tău mai departe, să-și anunțe prietenii, să-și șerească poze, să te recomande, să te vorbească de bine, decât 20.000 de fani pe Facebook, dintre care poate 10.000 au intrat mai mult deodată pe pagina ta, din care 5.000 poate au comentat vreodată la ceva, din care poate 2.500 dau like-uri în mod constant și poate doar cu 500 dintre ei vorbești cu adevărat. Aici, dacă cineva din sală are... Te rog. Ți-e trebuie microfonul ăsta aici? Problema e rândăcios, nu? E veșnica discuție legată de calitativ versus cantitativ, atât în zona clientului care zice mi-aș dori 20.000 de followers pe Twitter și 10.000 de prieteni pe Facebook și tu trebuie să-l faci să înțeleagă că nu asta contează, nu? Și am multor agenții care vin la client și spun uite ce ți-am făcut eu pentru proiectul ăsta. Ți-am adus 20.000 de followers pe Twitter și încă 15 pe Facebook. Și clientul e fericit, dar de fapt, exact ce spuneai tu mai devreme, da, e ușor să dai un like pe Facebook. Interacțiunea se declanșează mai greu. Și aici ține puțin și de cultura în zona de marketing și comunicare online. E mai greu să... Contează foarte mult... Să faci să înțeleagă. Contează foarte mult și speech-ul consultantului. Contează foarte mult și omul de marketing când se duce să vândă clientului ceva, ce îi spune și ce îi vinde. Dacă îi spune că îi vinde fan pe Facebook, dacă clientul zice, eu vreau fan pe Facebook, și că omul de marketing zice, perfect, asta îți voi aduce, discursul lor și discuțiile lor un an de zile sau 6 luni sau cât ține contractul, o să se învârtă în jurul fanilor pe Facebook. Pentru că de la aia au pornit. Eu, spre exemplu, când un client începe că vrea fan pe Facebook, îi zic, nu-i trebuie. Și chit că ne certăm 3 ore prima întâlnire, ajungem la niște chestii măsurabile care eu le pot livra pe parcursul a 6, 10, 12 luni, dar care lui le aduc și beneficiile alea în ce înseamnă trafic pe site, conversii, dacă au magazine online, abonări la newsletter, oameni care să dea cumva mesajul ăla mai departe și chit că el poate n-are decât cu 50-60% mai mulți fani sau prieteni sau followers sau ce mai sunt decât acum 6 luni când am început să lucrăm împreună, engagementul lor, calitatea lor, ușurința cu care îi dau mesajele mai departe sunt net superioare. Și atunci, chestia asta trebuie bătăm cu ei de la început. Nu știu câți interacționați cu clienți zi de zi sau câți dintre voi sunteți clienți, dar ideea e că fanii, followers și așa au devenit o comoditate. Inclusiv Twitter-ul a băgat promoted profiles. Dacă ai destui bani, poți să scoți profilul în față și să-ți dea lumea fan. Nu mai reprezintă nimic să primești un like pe Facebook. Și e și mai trist. Cu cât un om dă mai multe like-uri pe Facebook, cu atât atenția lui se distribuie la câte pagini a dat like. Și atunci, ca tu să ieși în față dintre multitudinea de informații care vine către el, o să presupun un efort și mai mare din partea ta, și mai mare, și mai mult. Și cu ce vreau eu să rămâneți din... marele discursul meu de astăzi, că nu știu de ceasul, este că Facebook-ul nu e o finalitate. Comunitatea aia se construiește întâi în offline și după aia pe un canal de comunicare controlat de voi, nu pe Facebook, trebuie să-i scoateți de acolo. E un tool bun să get introduced, e un tool bun să-i țineți la curent, dar nu puteți să o construiți doar pe Facebook. Că oamenii în spatele profilelor și în spatele multitudinii de like-uri și de share-uri și de ce mai dau ei pe acolo,
sunt oameni reali, care au pasiuni reale și doar conținut despre produsul și brandul vostru nu ajută. Eu ce recomand, spre exemplu, la companie este un procent de 30-70%. 30% scrie despre tine, despre brandul tău, despre produsele tale, despre ce vrei tu, iar 70% scrie despre orice vrei tu, care remotely ar putea să aibă tangență cu valorile tale. Dacă valorile tale sunt fairness, transparency and so on, fairness și transparency poți să scrii și de fotbal. Nu mă interesează. Dacă targetul tău reacționează la fotbal, scrii despre fotbal. Deci nu-i bombardați cu mesaje despre voi și produsele voastre. Spuneți-le și chestii care s-ar putea să intereseze on a personal level. Și atunci oamenii o să fie mult mai engaged și mult mai inclined să reacționeze cumva la conținutul vostru. Și... cred că am zis tot. Aveți întrebări? Jum că n-aveți întrebări, că de clar poți să fie dată. Te rog! Eu vreau să aud de la tine că e specialist pe Facebook, că nu e obligatoriu să fii pe Facebook. Nu toată lumea trebuie să facă profil sau pagină pe Facebook. Există branduri... Nu merge de asta, mă aud. Dar arăt mai bine așa, știi? Dar nu e obligatoriu să fie. Există branduri, companii care n-au ce căuta pe Facebook. Și mai ales că nu sunt pregătite să intre pe Facebook. Discuția aici vine că sunt branduri care n-au ce căuta pe Facebook. Lasă-mă care... tu, zi-mă asta. Care nu sunt sociale. Care nu au acea latură socială în ele. Nu au ce să comunice. Și sunt companii care nu sunt pregătite să șerească informații. Nu sunt pregătită să genereze conținutul respectiv. Nu foarte mișto ai pe Facebook, dar unii s-au primit din vecin și n-au ce căuta acolo, n-ai cum să vezi deja. Asta e un assessment pe care consultantul sau firma de online marketing ar trebui să o facă de prima dată. Și în momentul când brief-ul vine de la client, băi, eu vreau pe Facebook și am auzit că voi vă pricepeți, hai să mă puneți pe Facebook. Tu trebuie să faci un assessment, chit că îl faci în 5 minute vorbim cu el, nu trebuie să fie o analiză complicată, un audit complicat. Și să-i zici, băgatule, tu ai ce căuta acolo sau n-ai ce căuta acolo. Spre exemplu, dacă el nu are un site ca lumea pe care să trimită oamenii respectiv, dacă el nu are o modalitate mișto de a comunica cu ei în afara Facebook-ului, gen să se aboneze la newsletter, dacă el nu are un blog unde să genereze conținut, dacă el nu are chestiile de bază care țin de online, faptul că e pe Facebook nu are nicio valoare pentru el. E, mai toată lumea a zis, când am întrebat prima dată ce tip de conținut puneți, în afară să punem link-urile către blog. Deci toată lumea dă link către More info. Găsește mai multe informații aici, citește mai mult despre noi aici. Pentru că Facebook-ul până la urmă te constrânge la un număr de caractere, la o anumită formatare a textului, la un anumit mix de conținut. Și dacă nu ai canalele de comunicare de unde să-i scoți din Facebook, să-i trimiți acolo, e clar că n-ai ce căuta pe Facebook. Dacă tu nu poți să spui nimic despre tine, dacă tu nu vrei să spui despre produsele și ofertele tale pentru că ești conștient că-s mai proaste decât ale clienților, nu te duci acolo. Dacă tu știi că nu poți să dedici o resursă care cel puțin jumătate de zi să facă chestia asta intern, pentru că chit că o să scrie consultant, o să scrie agenția, o să scrie un freelancer, tot e nevoie de un om de la tine din companie care să gestioneze imaginea aia. Dacă tu nu poți dedica resursa asta, nu o faci. Evident că pe parcurs devine mai ușor, jumătate de zi se transformă într-un sfert de zi, într-o oră, în jumătate de oră, în 20 de minute. Cu cât persoana aia devine mai experimentată, știe la ce se uită. Dar la început o să-i mănânce timp și o să fie frustrant. Dacă nu aveți o persoană cu nervi tari care să dedice timpul ăla, nu o faceți. Adică sunt multe motive pentru care companie nu ar trebui să fie pe Facebook. Dar în momentul când te-ai decis să fii pe Facebook și ai zis, băi, eu fac chestia asta, e clar că o faci pe termen lung. Și e clar că trebuie să o faci organizat. Iar organizat și ideea asta de organizat, sper că am reușit eu să o induc cumva în dimineața asta. Te rog, drag. Am și o întrebare. Da, mi-am dreptate chinezul că nu trebuie neapărat toate companiile să fie pe Facebook. De exemplu, dacă sunt companii care nu sunt sociale, de ce nu își fac profil pe LinkedIn și comunică doar pe LinkedIn, ca și companie? Pe bune. Companiile serioase, da? Care nu pot fi sociale. Pur și simplu nu pot fi sociale. N-au ce căuta pe Facebook. De ce nu merg pe LinkedIn? Profil de companie pe LinkedIn. Că vorba ta, ok, cantitatea, adun 30.000 de like-uri, mai bine acolo mai puțin ce oameni. Ce înseamnă nu poate fi social? Dă-mi exemplu de companie care nu poate fi social. O companie, nu știu, consultanță financiară. O
Nu. Păi și consultanță financiară poate să fie socială până în pânzele albe. Uite, Emoi, de exemplu. Sau Forever. Tradițional. Nu prea sunt. Nu le-am văzut personal. De ce să nu fie sociale? Gândește-te cât ce... Deci, ei ce sunt, de fapt? Ei sunt niște companii care activează într-un domeniu foarte complicat. De care lumea fuge, care lumea e frică, da? E cu Facebook-ul. Tu poți să dai o latură personală business-ului tău. Tu poți să prezinți pe un limbaj mișto și simplu pentru oamenii ăia ce faci tu acolo, zi de zi. Dar asta înseamnă să nu pui directorul financiar de 45 de ani care are un limbaj de rem și care într-un fel a vorbit toată viața lui să scrie pe Facebook. O iei pe tipa aia drăguță cu ochelari, contabila de 22 de ani care abia s-a angajat, probabil intern, și o pui pe ea să scrie, pentru că are baza teoretică din facultate, vede ce se întâmplă de idei în companie și poate să transpună aia într-un limbaj mișto. Iar o companie de genul ăsta, dacă ar intra, ar face super succes, pentru că sunt foarte multe, nimeni nu înțelege ce fac. Și dacă cineva ar veni să-i explice într-un mod neapărat fun, dar într-un mod friendly, cu răspunsuri argumentate, cu exemple tâmpite, dar care să make sense, chestia asta ar fi super, super tare. Eu mi-aș dori să văd o companie. Uite ce gen de companie mi-aș dori să văd pe Facebook. Aia de te sună și zic că n-ați plătit factura de 6 luni, recuperăm banii, vă luăm casa, intrăm, vă luăm televizor. Ăia, eu simt că sunt niște oameni ai care își urăsc job. Le dai bloc. Nu le dai bloc, că n-aș vrea să vină să mă caute pe Facebook, să zică pe televizorul România. Aș vrea să vină să-mi povestească statistici despre firma lor, ce se întâmplă, să-mi spună povești fanii cu ce gen de oameni dau la telefon sau ce gen de oameni le deschid ușa. Să dea o latură umană business-ului lor. Pentru că eu, care n-am nicio problemă cu nicio datorie nicăieri, îi privesc totuși rău. Și am o imagine nasoală despre ei, tocmai din prisma poveștilor altor oameni. Dar dacă stai să raționalizezi, ia-ți niște oameni care nu-și doresc să facă asta. Nu văd omul. Nu-mi imaginez profilul omului care zice astăzi mă duc să iau omului televizorul din casă cât de bine mă simt eu la jobul meu. Like. Exact. Ideea e că 90% din directorii de marketing care sunt directori de marketing de companii serioase nu riscă să fie neserioși în niciun mediu, mai ales în online. Deci majoritatea nu... Zic, noi nu putem să spunem asta, pentru că noi... Majoritatea zic, noi nu putem să spunem asta, pentru că noi dăm credite financiare și omul e frică de credite financiare și nu putem să ne batem joc de asta. Și atunci, asta e marea barieră. Da, știu, dar asta e marea barieră să convingi pe cineva să facă ceva friendly, colovial, să iasă din aceste companii serioase, să iasă din sfera lor foarte profesională în care îți dau date și în care zici oferte și... Scuză-mă că te întrerup. Știi cine a ieșit foarte mișto din sfera asta profesională? ING. 2 ani, care aveau, au avut o campanie, Sasha de la ING, something, Webcardro lansau ei. Și contul Webcardro, pe perioada campaniei cu blogger, a fost întreținut de Cristina Ursache, care s-a luptat, deci campania a început, ea s-a luptat vreo 2 săptămâni să obțină acces din interiorul companiei pe Twitter, că task-ul ei în campanie era să scrie pe Twitter și ea n-avea voie din cadrul ING să intre pe Twitter. Și la un moment dat a obținut toate accesele, a început să scrie, a fost super succes. S-a terminat campania, bloggerii au dat cardurile înapoi, au rămas cu produsele. Și ea a rămas scrind pe Twitter, pentru că tot avea acces. Mai dădea o poză, mai dădea o din aia, mai dădea o din aia. La un moment dat s-a sesizat marketingul, care au luat-o la o discuție și au zis tot ce publici de acum să nu mai publici decât dacă trece prin noi. Dead past also, pentru că lumea a uitat și la un moment dat a ajuns la CEO. Care a aflat din X, stânga, dreapta, băi, faceți treabă super mișto pe Twitter, a luat-o la o discuție și i-a zis, uite, dacă faci și asta și păstrești și jumătate din jobul tău și semnezi cu noi pe 2 ani și devii imaginea așa, we're cool, o să fie mișto, o să putem face asta, 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 poți să-ți faci singură planul de social media și o să fie foarte mișto. E evident că dacă vine un consultant la o instituție financiară de genul ăla de care vorbeam și zice, bă, ar fi mișto să faci așa, oricât de persuasiv ar fi consultantul ăla, nothing's ever gonna happen. Pentru că ăla e un CEO cu mentalitatea lui. Dar dacă vin 10 consultanți, dacă el are exemplu de om din call center-ul lui care scrie pe Facebook și primește reacții, like, funny, viralitate, dacă mai află de la, nu știu ce, competiția și-a făcut măcar cont, contează ce scrie pe contul. Competiția și-a făcut cont.
Ăsta e mare avantaj în vânzare. Să spui, băi, dar doi dintre competitorii tăi au deja cont, îi panichezi pe toți. Nu, asta cu puterea exemplului funcționează, dar eu din proprie experiență, eu care sunt în advertising, nu neapărat în online, și am un client de servicii financiare, ei zic, vai ce mișto e ING-ul, facem ca ING-ul. Deci vrem să fim nu poți friendly. Să faci ca ING-ul. Nu poți să faci ca ING-ul, dar vrem să fim friendly ca ING-ul, vrem să fim și noi mai colovial, vrem să fim și noi... Și când le dai propuneri de chestii coloviale și prietenoase, zic, opa, nu stai, că nu, nu, e prea simplu, păi e prea, e prea funny, e prea, e prea aproape, adică foarte mulți vor să fie ca ING-ul, toate băncile acum vor să fie ca ING-ul, pentru că a funcționat atât de bine, în schimb niciuna nu riscă, deci puterea exemplului... Dar nu e neapărat de riscat. Nu poți să fii ca ING-ul din simplu fapt ca ING-ul. Nu e funny pe Facebook și pe Twitter, ING e funny peste tot. Da, peste tot. Asta e brandul lor, asta e platforma lor de comunicare în ultimii 2 ani. Sunt funny în ATM-ul, sunt funny în sucursale, sunt funny pe net, sunt funny pe billboard-urile de pe și OH-urile de pe DN1. Adică sunt funny peste tot. Deci dacă vrea să vină, nu știu, nu pot să dau exemplu de bancă acum, că vine una singură minte. Dacă vrea BRD-ul să fie funny, nu o să poată, pentru că BRD-ul nu a mai comunicat funny până acum. În schimb, BRD-ul poate să intre pe Facebook și să testeze. Poate să intre pe Facebook și să mai dea ceva, nu neapărat funny, cât uman. E o mare diferență între comunicarea corporate pe care mai toată lumea o face în newsletter, în comunicate de presă, în site-ul oficial, și comunicarea și latura umană pe care o poți obține pe rețelele sociale. Și... Și atunci recomandarea către un client care vrea să intre pe rețele sociale nu e neapărat să fii funny din prima. Sau să fii spiritual, sau să fii viral, sau să fii... Bă, fii acolo în primul rând. În primul rând intră, postează... Ăsta calendarul ăla editorial ține de el. Dacă... Eu asta le zic. Deci primul lucru, când eu mă luam un client și zice că vrea pe Facebook, am făcut asta inclusiv acum o săptămână. Le-am zis, băi... Ce vrei? Eu vreau să intru pe Facebook. Perfect. Îți fac pagina. Îmi iau o zi. Ți-o crezi, îți dau acces la ea. Și tot ce vreau de la tine este o lună de zile. În fiecare marți, joi și vineri, marți dimineață, joi dimineață și vineri seară, să intri să scrii ceva pe Facebook. Dar nu e important să știe ce vrea să scrie? Nu. Nu? Nu. Ce? Este important să știe că el în luna următoare are de comunicat produsul X. Nu mă interesează dacă comunicarea se face pe produs, nu mă interesează dacă se face off-topic, dacă se face pe brand sau dacă se face cu un eveniment sau pe lansare. Oricum pagina e abia creată, oricum are 60 de fani și să mai învârt între ei. Ce vreau eu să obțin de la el, odată bine, vreau să câștig timp ca să fac eu planul editorial ca lumea și să vorbesc cu marketingul lui. Și am o lună să fac treaba asta, dar pe lângă asta, vreau ca omul care se va ocupa de acolo să înțeleagă ce înseamnă să te ții de calendarul ăla. Vreau să înțeleagă ce înseamnă să știi că tu marțea dimineață, joi dimineață și vineri seară trebuie să fii acolo. Că ești pe Cristina Osache de la aici, că toată lumea o dă ca un static case extraordinar, nu conta unde era. Că era în mașină spre Constanța sau era pe vârful muntelui sau era în birou sau era la un eveniment, ea scria. Și știa că la orele alea trebuie să scrie. Oamenii care din companii care vor să facă social media își imaginează că social media e o chestie așa extraordinară, cum și-au făcut ei site-ul acum 3 ani, în care cineva le-a făcut site-ul, a pus acolo și totul funcționează. Pentru că au vechime, pentru că poate ăla a știut să le facă, nu luăm, luăm cazul ideal, că ăla a știut să le facă SEO, a știut să le pună cuvintele cheie, titluri, tot, ia trafic din Google, everything goes great. Dar nu e așa. Facebook-ul e o chestie organică, e o chestie care trebuie crescută, în permanență. Și trebuie să-i remuți mentalitatea dinspre, băi, am un site pe www.tixulescu.ro și am o pagină de Facebook. Și trebuie să le arăți în primul rând diferențe. Și chit că o să scriu eu ca agenție cu un copywriter specializat, sau chit că o să scrie ei de la client cu PR-ul sau cu un intern sau cu cineva din departamentul de marketing, vreau să scrie ei în prima lună ca să înțeleagă munca care e în spate, ca să înțeleagă ce se întâmplă acolo, ca să înțeleagă cum gândești subiectele alea și ca să vadă cât de frustrant e să scrii și să nu răspundă nimeni. Pentru că dacă trăiesc asta pe pielea lor, în momentul în care îmi zic subiectul ăsta e de căcat, trebuia să scrii de numul meu card, că tot eram la BRD, să scrii de numul meu card de credit cu dobândă 29%.
Păi da, dar nimeni n-ar fi zis nimic la aia. Și ce dacă e produsul meu? Așa e, știi cât de frustrant e să scrii și oamenii aia să nu-ți răspundă. Să știi că sunt acolo și te ignoră. O să-ți dea mai multă libertate când vine vorba de subiect. Sunt mici tips and tricks-uri pe care le înveți, na, de-a lungul timpului. Te rog. Da, microfonul neapărat. Numele meu este Marius Buiculescu, Adic Design. Bănuiesc că prezentarea dumneavoastră are ca temă ce scrie pe ecran. Scuze. Puteți să ne spuneți ceva despre PPC marketing? Aș vrea să ajungem și la bani. Pot să vă spun despre Facebook Ads. Nu că suntem pe ideea de Facebook. Din câte știu, eu pot să vorbesc de PPC. Am o problemă, vând asta la clienți des. Știu ce înseamnă, dar discuția de astăzi, tema generală e content is king, vorbim despre generarea de conținut astfel încât să poți să generezi reacții pe social media și na, tot discursul meu fiind despre Facebook, pot aborda pe PPC ideea de Facebook Ads și cum folosești Facebook Ads cât mai eficient. Dacă vreți putem să intrăm în discuția asta, dacă nu putem să stăm la o țigară, la o cafea, după să discutăm, nu știu pe câtă lume mă interesează în momentul ăsta pe PPC-ul ca AdWords și so on. Adică dacă există demand, pot să fac asta. Și acum aș vrea un input de la voi cu mâinile sus, pe principiu cine vrea da. Ok. Cine vrea nu. Ok, îmi place să fac valul. Cine vrea da, cine vrea da. E ca la concept, e foarte tare. Perfect. Atunci vorbim de PPC. Aveți un static case, o întrebare punctuală sau vorbesc eu și mă opresti ce la un moment dat? Ați vorbit numai despre muncă. Și nu-mi place, vreau să vorbesc despre bani. Suntem într-o lume a comodității și cine își permite să stea toată ziua să fie creativ pe un site, să scrie despre un subiect, trebuie să fie prea bine întâlnit spiritual și e foarte riscant să lași un om. La întâmplare, angajat de curând, de 22 de ani, să facă asta zi de zi. Inteligența nu cred că este o stare continuă și am nevoie de profesioniști. Ca dumneavoastră. De câți bani vorbim? Cine vrea să audă răspuns? Da. În primul rând să mă recte prima parte a întrebării. Internul de 20 de ani care terminase facultatea avea partea teoretică și voința să scrie, nu scria de capul lui. Nu venea dimineața la birou și nu controla nimeni. Urma planul editorial făcut de agenție, era în subordinea omului de marketing sau de PR din companie care verifica, deci acolo e un alt debate. Cât costă? Foarte puțin. Nu. Diferă foarte mult. Partea de setup în care creezi contul, de obicei nu costă nimic. Agenția o face pentru că nu-i mare lucru, pentru că ajut clientul să descopere un mediu nou pe care oricum l-ar fi descoperit cu sau fără tine. Faptul că tu ești acolo îți dă ție un plus, deci nu taxezi treaba asta. Ce se taxează, în schimb, este partea asta de plan editorial și realizarea planului editorial. Și asta diferă foarte mult. Pentru o firmă micuță, o agenție de turism cu sediu în piața Amsei, care atâta e, pentru o firmă de genul ăsta, planul editorial nu are ce să cuprindă. Au niște oferte, vor să promoveze cumva vacanțele de vară, vacanțele de iarnă, Paște, bla bla bla. Undeva la 150-200 de euro acoperi tot planul editorial. Următorul an. Și cu teste, cu recomandări de cum să scrie și așa mai departe. După care, dacă firma crește și ai un BRD, cum dădeam exemplu mai devreme, care are minim 11 lansări de produse pe an, care are campanii de branding și campanii de retail, care comunică către clienți finali și care comunică către IMM-uri, care are comunicare corporate, care are private banking, acolo calendarul ăsta editorial poate să fie un inser care să nu capă nici pe mail. Și atunci, evident, costurile o să se dubleze, tripleze, quadrupleze în funcție de ce se întâmplă. Dar pentru o firmă mică, beginning-ul e acolo. La fel și ce înseamnă după aia follow-up și urmărirea activităților. Un copywriter care să scrie și să întrețină contul respectiv de Facebook, lunar, se ajunge undeva la 150-200 de euro. Sau mai puțin în funcție de volumul de comentarii pe care îl ai. Și volumul de conținut pe care îl generezi. Dar dacă ești un BRD care întreține și Facebook-ul, și Twitter-ul, și Twitter-ul, și mai scrie și pe blog,
și mai are și câteva chestii neasumate pe lângă, în momentul ăla costurile cresc pentru că se dublează numărul de copywriter menson. Iar Faro a pus și urmărirea, strategul, dacă vrei, sau accountul care să urmărească și să... care să urmărească și care să îmbunătățească planul ăsta editorial. În fiecare lună să analizeze ce s-a întâmplat în luna trecută, să vadă reacții pe fiecare tip de conținut. Să se uite și să zică, băi, aici ai făcut, aici am făcut bine, aici am intuit bine, aici am mers prost, hai să schimbăm asta, hai să vedem, poate luna viitoare putem să facem treaba asta, uită twist, să vedem ce iese. Poate putem să întrebăm mai mult, poate putem să le arătăm mai multe filme, mai multe poze. Ăsta te ajunge probabil undeva la 50-100 de euro pe lună. Deci costurile nu sunt imense. În schimb, beneficiile nu sunt neapărat cuantificabile ca într-o campanie de AdWords, în care din a doua săptămână de campanie de AdWords tu deja ai rezultate pe site, ai conversie, ai vânzări. Aici e discuția de dialog. Nu e discuția de dialog, e prost. Se discută de dialog, de interacțiune bilaterală între tine și consumatorul tău. De strângerea unei comunități în jurul brandului tău și de puterea lor de a da mesajul tău mai departe. De a crește la un moment dat comunitatea asta organică. Deci orice director de marketing care vrea să genereze return on investment pe social media și să facă vânzări în primele 6 luni și să fie o nebunie din asta în care toată lumea intră pe Facebook și dă like și vede anunțul cu produsul și dă click și poate să duce în magazin și îl testează și îl cumpără. Deci funnel-ul ăsta nu o să funcționeze niciodată. Nu în România, în niciun caz. Ce poți să faci în România este să-ți creezi acea comunitate mare în care să iei o grupă mai mică de fare adevărat și să-i muți pe canalul controlat de tine. Și acolo, într-adevăr, poți să le dai comunicare comercială, poți să le dai oferte, butoane de cumpăr acum, vino în showroom, testează. Și din când în când să mai intri pe Facebook, să mai selectezi din marele număr de fani care l-ai, o comunitate mică pe care să o duci pe blog sau să o duci în newsletter. Sau dacă chiar vrei să vinzi pe Facebook, poți să-ți faci Facebook shop și atunci poți să vinzi. Eu cred în vânzarea pe Facebook. Nu vinde nimic cu Facebook shop. Sunt 2 sau 3 în afară de prezență n-ai un beneficiu cu acel Facebook shop. Nu vinzi nimic, nimic, nimic. Exact. Eu văd beneficiul din Facebook, dar nu vânzări. Sincer, văd, îl văd în H&M, că tot toată lumea disperă cu H&M în ultima perioadă. Dacă intră H&M cu shop pe Facebook, de haine, nu văd vânzări cu lumea. În schimb, văd butoane de genul, vezi cum îți vine să spui cumva fanii poza ta acolo într-o aplicație și pe aia să publici pe profil, să creezi un pic de viralitate. Nu-ți place ție, recomandă unui prieten sau unei prietene care la fel să se posteze pe wall-ul respectivului respectivei și să creeze ceva viralitate. Îi văd strângându-și, spre exemplu, toate produsele care le plac într-o listă, într-un wish list. Și de ziua ta H&M să ia wish list-ul ăla și să te invite la mall la Băneasa să zică ți-am pregătit un dressing room special pentru tine în care să testezi toate produsele care s-au făcut de-a lungul anului. Adică văd mai mult customer retention, văd mai mult customer service, văd mai mult viralitate decât vânzare. Nu cred că utilizatorul român, care acum aleargă în disperare după like-uri și zice vreau un iPad, vreau mașina, vreau excursia la în Antalya, vreau ce vrea el pe Facebook, este dispus în momentul ăla să-și bage cardul și să zică plătesc, îmi cumpăr, bine, nici nu știu, mi se pare că legal îți cumperi Facebook credits. Și cu Facebook credit cumperi, e o nebunie din asta la terms and conditions sau îi scoți din site. Oricum, utilizatorul român nu plătește cu card. Plătească el cu card, îți cumpere Facebook credits, care pe baza Facebook credits-ului se vină fusta acasă, mă îndoiesc. Dar o văd pentru viralitate, o văd pentru customer satisfaction. Deci un shop de genul ăsta pe Facebook poate să-ți ia produsele și să le ducă de la prezentarea boring pe categorii într-o lume mult mai organică. Asta da. Întrebarea e de ce să folosești un Facebook Shop, care sunt chestiile alea puse în taburi, decât să, când ai putea la fel de bine să-ți faci o aplicație. Sau chiar mai bine, pentru că aplicația generează viralitatea aia, the funny element, automat. Asta mă întreba.
either works. Dar gândește-te că ambele funcționează. Dar gândește-te că să-ți faci un shop, că luasem exemplu H&M. Când au anunțat lansarea în România până acum, au 130.000 de fani. Să-ți faci o aplicație, trebuie să o anunți pe fanpage-ul ăla, deja pierzi la o rată de conversie utilizatorii care chiar dau click pe ad-ul tău, pentru că e discuția câte fanpage-uri mă urmăresc ei, cât de vizibilă e informația pe care ai dat-o tu and so on. După care mai pierzi la partea de allow și mai pierzi și pe aia care nu înțeleg. Și asta e aplicație. De, pe când dacă ai un tab care zice shop sau cumpără sau magazin sau listă de produse, absolut toți utilizatorii noi de H&M care o să vină să dea like pe pagină și o să fie, o să vadă chestia aia acolo. Un tab se promovează mult mai ușor decât o aplicație. În aplicație îți trebuie bugetul de media, îți trebuie Facebook Ads-ul ca să-l duci la, să o duci la masa critică de unde, scuze, poți să sper să obții viralitate. Deci de asta eu aș merge pe varianta tab pe Facebook. Oricum, noile modificări în terms and conditions și în API, ce poți face în aplicație, poți face și pe Facebook tab. Deci nu mai ai limitări de genul, nu poți să iei date, nume, prenume, orașe, vârste, e-mail. Cam aia poți să faci și acolo și acolo. Aplicația este mișto, acum în momentul ăsta o văd eu, dacă vrei să creezi un engagement pe termen lung. Iar aplicațiile eu nu le mai recomand decât ca lucruri care rulează în background. Ca, spre exemplu, uite, ca să înțelegi, mă întâlnisem cu tipa de la agenția de vise, cred că e, fac comunicare pentru VAMA, pentru tipa VAMA. Și povesteam ei cât de mișto ar fi să aibă pe Facebook o aplicație la care lumea dă la o dată și uită de ea. Nu mai intri în aplicație, nu te mai duci acolo, nu mai faci nimic, nu mai ai ce să inviți prieteni, să chem prieteni, să așa. Și care generează un tab pe pagina VAMA. Cu cei mai fani VAMA. Și să le ia toate acțiunile de pe Facebook, să le ia de câte ori au comentat, de câte ori au dat like, de câte ori au văzut pagina respectivă, de câte ori au dat share la ceva, de câte ori au postat pe pagina aia, de câte ori au preluat o informație, de câte ori au menționat VAMA în unele din posturile lor și să le dea un punct pentru fiecare acțiune. De câte ori au comentat la un post, de câte ori au... Adică sunt zeci de acțiuni care pot fi contorizate pe Facebook. Și pentru fiecare acțiune de genul ăla să-i dea un fan point. Și să creezi în landing tab-ul ăla topuri săptămânale și lunare de cei mai adevărați fani VAMA. Pentru că ea spunea, băi, sunt oameni care vin la concerte, care se bat să prindă bilete la un concert în Sighetul Marmației, dar care nu interacționează cu noi pe Facebook. Și le-am zis, băi, dacă chiar sunt atât de fani și voi îi știți, și culmea ei, erau vreo 18-20 de mii de oameni și ea spusese, băi, cu majoritatea dintre ei am vorbit face-to-face și o credeam. Se vedea în ochii ei frustrarea pe ideea că oamenii ăia nu comentează și nu reușește să engage cumva. Și am zis, păi băi, atunci fă asta și dacă ei sunt fani adevărați, o să-i atingi la orgoliu. O să-i deranjeze căci un birică care n-a fost la niciun concert e cel mai tare fan pentru că el a dat 3 like-uri. Și el care e fan adevărat și știe versurile pe de rost, n-apare nici măcar în top. Și atunci o să vorbească cu tine. Și asta e o aplicație la care utilizatorul arată lau și care rulează în permanență în background. Și eu văd aplicații de genul ăsta funcționând în continuare, care să vină cumva peste Facebook și să îmbunătățească cumva engagement-ul și interacțiunea de acolo. Dar dacă nu ai o aplicație gen Farmville, care să țină utilizatorul acolo 8 luni de zile jucându-se, sau dacă nu ai o aplicație cum are TripAdvisor sau Booking.com, unde poți să vezi unde au călătorit prietenii tăi, să-ți alegi hotelurile în funcție de review-urile lor, prietenii prietenilor, să aibă un meaning, să aibă un sens faptul că aplicația aia e acolo și să aibă o utilitate pe termen lung, să lansezi o aplicație cum era aia și nu vreau, nici nu știu cine a făcut-o, nu vreau să dau un agenții concurent, era o aplicație la Avon, de dădeai pe space să umfla un balon. N-am înțeles care era mesaj, dar asta făceai. E, aplicații de genul ăla nu-și mai au rost acum. Prostii de genul ăla poți să faci în tab acum, dacă chiar ți le dorești. Faci welcome tab-ul cu dai pe space și se umple balonașul, îți sparge balonașul, te aduci pe ori. Nu știu la ce ajută, dar poți să faci. Dar aplicații de genul ăla care rulează în background, care se suprapun cumva peste Facebook, te rog. Permiteți o ultima întrebare? Da, dar nu trebuie să fie ultima.
Am auzit vorbit despre orele mărite despre care a vorbit, au fost câteva sute de euro și mi se pare destul de puțin. De aceea vreau să vă întreb dacă în România funcționează următoarea relație. Eu sunt producător de ceva, dumneavoastră agenție de comunicare. Și nu ne înțelegem la buget sau la, sau la tarif pe om. Ceva nu funcționează acolo. Și ajungem la următoarea variantă. Vindem tu și îți dau 10% din ce vinzi. Prin mijloacele pe care le folosești. Vreau să știu dacă în România funcționează așa ceva. Nu funcționează. Eu am avut propunerea, am avut companii care nu au făcut chestia asta. Și nu funcționează și o agenție de comunicare nu o să accepte chestia asta dintr-un motiv foarte simplu. Managementul românesc nu ia în considerare părerea consultantului de marketing. Ever, ever. E testată de la cel mai mic nivel, de la shop owner-ul de la colț, până la directorul de multinațional român, care conduce multinațională, dar e român. Ei nu o să ia în vedere părerea consultantului decât dacă dau cu cap. Eu, ca și agenție, o să vin să fac acest agreement, să semnez. Băi, orice vând pe online, îmi dai 10% și eu sunt fericit. Dar lasă-mă să-mi fac bundle. Lasă-mă să-mi fac, adică, dacă cumperi, tu vrei să cumperi asta. Dacă cumperi și asta, ți le dau pe amândouă cu 25% discount. Lasă-mă să dau discount în funcție de ore. Lasă-mă să dau discount în funcție de canalul de comunicare. Lasă-mă să cresc prețul sau să scadă în funcție de anumiți factori pe care eu îi intuiesc, dacă nu-i știu și nu-i am statistic pe față. Lasă-mă să fac chestiile astea și atunci pot să intru într-un agreement de genul ăsta. Dar gândește-te așa, agenție de turism, și dau exemplu aici fără să dau nume. Agenție de turism, care te pune să promovezi ofertele de Paște înainte de Crăciun, oferte de Paște care în ce consta? Skin Austria, excursie la Zurich, și tot felul de chestii de genul ăsta. Tu le promovezi și la final renunță la contract că nu au adus vânzări. Și stai, te dai cu capul de masă o săptămână pentru că ai în față statisticile. Vezi că au fost click-uri. Vezi că au fost oameni care au completat formula de contact. Și nu știi ce se întâmplă. Și la un moment dat vine cineva din agenție și dă o idee genială. Bă, dar hai să completăm și noi formulare de contact, vedem ce se întâmplă. Perfect. Și am completat și noi formulare de contact. Și în maxim 5 minute a sunat cineva de la agenție și am zis, wow. Nici de la bancă nu te sună așa, nici recuperator de credit nu te sună așa repede. Tot îi dădeam exemplu mai bine. Bună ziua, bună ziua! Perfect, am văzut că ați completat pe site formularul nostru. Da, l-am completat. Și ce ofertă vă interesează? Și excursia la China, Austria. Asta era înainte de Crăciun. Aaa, da! Aia e o ofertă bună, dar o avem începând de la 1 martie. Ce client stai? Dacă tu promovezi oferte care încep înainte de Crăciun, oferte care încep la 1 martie, și era o informație, l-am sunat pe tipul respectiv și am zis, băi, cum să faci așa ceva? Că pe site nu scrie nicăieri. A, am uitat să vă zic. Nu o să uit să zici. Și sunt tot felul de chestii de genul ăsta. Oameni care ajung, el are un agent de vânzări. Avea un agent de vânzări în companie. Era agenție imobiliară. Un agent de vânzări. El, nevastă sa care era un fel de something something, și un agent de vânzări. Și investea 6.000 de euro pe online. În perioada când era bun. Și îi sunau telefoanele în dragi. Și la finalul lunii te duceai la masă cu el, afișați foile, uite, titlul, completate, formulare, aia, aia, aia. Da, dar eu n-am vândut, agentul meu a vândut. Cum a vândut agentul? Da, a vândut agentul meu. Pentru că dacă omul a sunat sau datele lui de contact au ajuns pe mail, cine l-a sunat? Nu agentul? Nu agentul a făcut vânzare? Asta era mentalitatea și eu îl întrebam, păi și ce vrei, să dea omul cardul, să cumpere casă de 120.000 de euro pe net, fără să o vadă dintr-o randare 3D? Ce o să se întâmple? Și atunci agențiile și orice modalitate, că e consultant, că e agenție, că e butic de consultanță, de design, de creație, nu o să lucreze pe fi de succes, pentru că succesul nu depinde de el. Ai magazinul online și eu zic că pagina de produse de căcat și că trebuie o prezentare video și că trebuie niște testimoniale ale clienților. Și tu îmi zici că site-ul tău funcționează perfect așa de ani de zile. De ce să-l schimb? Că vreau eu? Și eu atunci zic, păi perfect, nu pot să lucrez pe fi de succes. Pentru că eu știu factorii care îmi influențează vânzarea online. Știu percepția consumatorului pe ce înseamnă achiziție online. Și atunci dacă tu nu vrei să faci modificările astea de bun simț, nu fantasmagorii de ale mele.
nu o să am succes. Și pentru ce să muncesc 3 luni de zile cu un fi de succes care știu din prima zi că nu o să-l iau? Dar cumva problema e de fapt alta, și anume că tu ca agenție de comunicare vei ajunge agenție de turism, vei ajunge magazin online, vei ajunge să vinzi chestii care nu sunt core business-ul tău și de fapt de aia sunt mari șanse să nici n-ai succes. Asta e altă discuție, dar independent de asta, dacă tu stăpânești canalele de comunicare și clientul îți livrează conținutul de așa natură încât să fie ok, everything works, nu e o problemă. Dar nu te baci pentru că nu poți controla vânzarea filarului. Nu poți să spui, băi, am făcut succes, pentru că firmele românești nu contorizează de unde vin lead-urile. Și aici nu mă refer la firmele mici, mă refer la bănci care nu știu de unde au venit lead-urile. Și nu știu ce s-a întâmplat cu ele și cine i-a sunat și pe ce campanie au venit și de fapt omul ăsta de ce produs a fost interesat. Deci la nivelul ăla. Și atunci nu poți să-ți asumi chestii de genul ăsta. Și costurile sunt mici pentru că strict pe Facebook și pe gestionarea unui cont de Facebook, nu este multă muncă. Munca care se presupune, se presupune mai mult din partea clientului să-și înțeleagă foarte bine business-ul și să-și planifice foarte bine. Astfel încât calendarul la editorial să iasă bine. Că dacă ăla iese bine, după aia munca e ușoară pentru toată lumea. Sper că s-a văzut ceva ce mai zici și altă parte, că tu ai spus că hai să mutăm lumea de pe Facebook la un anumit moment după ce mi-am închis o masă critică, hai să-i mutăm pe site-ul nostru, să le dăm newsletter, să le dăm nu știu ce. Ok, ai plătit 100, 2, 3, 5, 700 de euro agenție pentru Facebook, pentru plată editorial, pentru ce o fi, hai să-i mutăm pe site. Stai pe site-ul nostru, acum 7 ani, e în Flash? Nu, dar ce povesteam, dacă ești consultant, ești responsabil. Și avea câteva lucruri, 1000 de euro, poate. Nu-i faci pagina de Facebook dacă nu are un site unde se trimite. Nu-i faci o pagină de Facebook dacă el nu are mama lui de formular, dacă nu este la newsletter. Nu faci chestiile astea, nu te bagi în tine de genul ăsta pentru că it goes wrong. It goes terribly wrong. Ce vreau să spun eu era referitor la costuri. Domnul a fost mirat de ce costuri mici vorbeai tu. Și adevărul e că aproape niciodată ai să recunoaște în clientul nu are site-ul ăla optimizat, formularul ăla de newsletter și tu te duci la intri în discuție că și zice și spui că costă doar 250 de euro campania pe Facebook cu plan editorial, dar știi, de fapt, te costă 2500, pentru că eu nu pot să-ți fac campania aia de 250 fără să-ți refac dar site-ul. Dar de ce? Dar eu m-am săturat la toate conferințele, toată lumea e pesimistă, clientul nu are clientul, dar dacă clientul e perfect, am avut și clienți perfect, dacă clientul are site optimizat, dacă nu are bine făcut, dacă are landing page-ul are prețurile mari la produse și nu face discounturi. Nu, dar încercam, deci ceea ce cred că am să subliniem este că, într-adevăr, sunt niște costuri ascunse pe care de multe ori clientul le percepe, domnule, vrea să ia pielea de pe mine. Sunt ascunse în momentul în care zice, vreau să faci o pagină de Facebook, tu îi spui 250, pe urmă via doar și zici, stai că, de fapt, trebuie să-ți refac și site. Și clientul percepe, pardon. Percepe asta de foarte multe ori, domnule, încearcă să ia pielea de pe mine. Cam asta e. Și tu încerci să explici, știți că eu de fapt am înțeles, eu vă aduc 20.000 de lead-uri calificate, dar dacă dumneavoastră nu răspundeți la telefon sau nu au unde să-și... Cam asta le-am răspuns. Dar să negocieze la SuccessFi. Dar nu e neapărat, să știi, am fost săptămâna trecută în Londra și ei lucrează la SuccessFi. Și sunt foarte multe agenții, la ei cum funcționează, n-au ogrăbii, publicis, care face online-ul pentru jumătate Londra. Au Ogilvy și Publicis și McCann și Lowe care lucrează pentru multinaționale, pentru că deal-urile sunt internaționale. Și pentru firmele mici și IMM-uri au companii de cartier. E plină Londra de agenții mici, buticuri de web design, care lucrează cu companii micuțe la SuccessFi. Dar acolo, la SuccessFi, nu... Ce spuneau ei doi, nu? Îi spui clientului, site-ul tău e prost și... El zice, asta vrea să mă fure. Acolo mă uitam, vorbeam cu un tip de la o agenție și îmi zicea, băi, am rulat o campanie 2 săptămâni. Ne-am întâlnit după 2 săptămâni, am arătat rapoartele de trafic și ce s-a întâmplat în network și în Facebook Ads. Și el mi-a zis, bine, îi mai lucrează și cu Yahoo și cu MSN, pentru că la ei sunt câte cu dezvoltate și portarele astea de dotare. Și spunea, mi-a zis clientul, băi, dar poate e o problemă la pagina mea. Ceea ce pe mine m-a mirat. Wow, nu se întâmplă așa? Și la noi e o problemă la pagina lui, dar nu ceva. Adică, SuccessFi nu e o chestie românească. SuccessFi e o chestie foarte mișto, care funcționează.
și care e o direcție de business în care toată lumea are de câștigat. Ceea ce e foarte mișto în esență. Dar contează foarte mult mentalitatea cu care pornești. Pentru că dacă eu intru ca agenție pe Success Fit, în business cu tine, dacă tu îmi dai 10% din vânzări, păi înseamnă că eu am 10% ownership în business tău. Și în momentul ăla mi-ascult părerea. Că e bună, că e proastă, mă las să mă dau și eu cu capul alături de tine. Ne luăm de mână și luptăm împreună pentru generarea de vânzare. Corect. Dar în România se practică ceva mult mai simplu. Îți dau 10% din business-ul meu, eu am uitat de tot ce înseamnă acel canal, descurcă-te. True. Și atunci e doar o metodă de negociere. Ok, în loc să te plătesc nu știu câte sute mii de euro, hai să plătesc la sfârșit, oricum o să ai rezultate, mai găsești doi băieți care lucrează deci nu, sunt de acord cu tine. Nu e un business model bun în România. Pentru că ambele părți nu intră pe mitic să facem treabă. Exact cum ai zis și tu, managerul român spune, înțelege. Deci, asta mi se pare foarte frustrant într-un fel. Că managerul român, oricât îl culim noi peste tot, ăla învechit, care nu înțelege online-ul, care nu știu ce, la un anumit nivel percepe cât de mișto e modelul de business. Și cât de mult succes ar putea aduce. Dar la un moment dat se face de clicul și ajunge să zică, perfect, l-am dat online-ul ăsta, ăla e o să fie. Și atunci acolo se rupe. E un parteneriat. Noi doi luptăm împreună ca să generăm vânzarea aia. Și exact cum sunt procentele, dacă eu iau 10% din vânzare și el ia 90% din vânzare, el ar trebui să, în continuare să depună 90% din efort și să mă ajute cu 90% din absolut orice poate el. Nu știu. Eu așa o văd. Altfel intrăm 50-50. Altfel intră în 70-30, altfel îmi dai 100% și îți cumpăr business-ul. Și aia e, dacă chiar simt că e potențial acolo. Sau te faci reseller. Sau te faci reseller, da. Te rog. Încerc să vorbesc la microfon? Hai să începem să vorbim la microfon. Eu revin la partea cu umanul. Gata. Mă auziți? Da. Eu revin la partea cu umanul, vorbit anterior. Ce fac când am un magazin online, proaspăt lansat, domeniul lui nu spune nimic despre ce vând eu acolo. Așa. Și oamenii sunt eficienți să adauge, nu știu, pagina ta de fapt, în lista lor, dar de faptul că ei preferă oamenii, nu neapărat brand-ul, mai ales dacă nu e un H&M sau un cunoscut. Cum faci să-ți adaugi oameni la pagina ta de fani? Site-ul nu spune nimic, numele lui nu spune ce vinde, adică nu e foarte relevant. De obicei se dă like la o pagină, pentru că utilizatorul a văzut un prieten sharing ceva mișto de acolo. Cam asta e cea mai organică modalitate de a obține fani, adică this is the basic. De acolo ai Facebook Ads, ai promovare directă, ai intrat în grupuri, ai tu care intri și comentezi și vorbești la alții pe pagină, dar asta e the basic. Deci informația pe care tu o dai trebuie să rezoneze cumva cu oamenii care urmează să-ți dea like. În al doilea rând, comunicarea nu trebuie să fie corporate. Nu trebuie să fie noi suntem și facem, suntem cei mai tari și nu știu ce. Nu spui dumneavoastră când veți veni în magazinul nostru, vă veți întâlni cu niște produse excepționale și un client service care să... Sunt niște texte care nu prind. Dar îi spui tu, îi spui voi, vă mulțumesc. Vă simt aproape, vă nu știu ce, te adresezi, dar direct la unul personal. O să te opresc o secundă, că exact ce vreau să subliniez mai devreme. Toată lumea a spus, domnule, companiile nu vor să intre pe Facebook, pentru că nu sunt, ele sunt niște companii serioase. E ca și când atunci când te duci pe Facebook, vorbești cu o mulțime de clown, îi spui un năsuc roșu și trebuie neapărat să vorbești despre ce ai băut aseară. Exact ce spuneai mai devreme, nu trebuie să fii corporate când ești pe Facebook, dar nici nu trebuie să te tragi de șireturi cu toată lumea. Poți să fii acolo și să rămâi în continuare la fel de serios și de profesional, ca și până momentul în care ai ales să intri pe... Numai că modul în care îți arăți seriozitatea și profesionalismul este într-un limbaj mai informal, mai relaxat. Și asta e, ăsta e al doilea pas, modul în care comunici cu ei. După care ai, evident, partea în care ce o să găsească ei când ajung pe pagina. Pentru că dacă ei găsesc logo-ul tău și o groază de posturi, nu o să înțeleagă nimic. Poate poți să faci un welcome tab. Nu știu câți ați văzut welcome tab-urile online.
când aterizezi pe un fanpage, în loc să te ducă pe Word, te duce pe o pagină unde sus scrie welcome și îți prezintă un pic ce se întâmplă acolo și ce urmează să se întâmple. E, faceți asta și rata de succes o să crească, rata de conversie a oamenilor care ajung pe pagină și dau like. Adică sunt mici chestii de genul ăsta care ajută la conversia finală. O altă chestie pe care eu am tot propus-o, nimeni nu o acceptă, mă sperie un pic. Au acceptat-o niște asociații studențești, dar ei n-au foarte mult de pierdut la nivel de brand și awareness. Este să ai un haterică. Un haterică. Un X care are o poză funny și care comentează și e cârcotaș în permanență. Un personaj care vine și nu spune neapărat de rău. Nu scoate în evidență punctele nasoale dintr-o campanie de-a ta sau din produsul tău. Dar scoate în față punctele debatable, discutabile. Și atunci dacă el vine și spune, băi, eu am o problemă cu produsul tău că, nu știu, nu mă face să par destul de cool sau nu știu ce, eu cred și am văzut chestia asta în toate dinamicile de grup. Dacă există unul care e cârcotaș și restul sunt de acord cu ideea în general, o să se unească în jurul lui ca să-l combat. Iar dacă haterică ăla e de făcut cu cap și nu e foarte agresiv, nu aduce injuri, nu vorbește în dodi, nu divaghează foarte tare de la subiect, el poate să fie un personaj care să unească comunitatea foarte mișto. Și aș încerca chestia asta. Evident, companiile la care am propus n-au vrut să facă asta în ideea în care era posibil să le afecteze imaginea. Și nu vreau să creeze ei cu mâna lor un personaj care să zică de rău, de rău produsele. Dar eu cred că făcut cu cap și cu foarte mare atenție la ce scrii și cum scrii, e un mare beneficiu în ce înseamnă community building. Pentru că dacă ai 2000 de fani care la un moment dat au interacționat cu produsul tău, le-a plăcut, în momentul când vine ăsta și zice nu e bun, cel puțin, fiecare să aibă cel puțin un argument de ce produsul tău e bun. Și dacă un sfert dau argumentul respectiv, ți-ai creat discuția în jurul brandului, în jurul produsului, ți-ai creat comunitatea. Și se face un bucure de zăpadă. Mulțumesc. Plăcere. Poți să detaliezi un pic vis-a-vis de PPC pe Facebook, ce ar trebui să fac? N-aș vrea. Dacă vrei, putem să vorbim după aia. Exact cum am zis și mai devreme, content in skin, vorbeam de conținut, n-aș intra în PPC pentru că e o discuție mult prea largă. Dacă vrei, povestim la țigară. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, mai sunt întrebări? Cine mai are întrebări? Perfect. Atunci eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați atâta timp. Sper că ați rămas cu măcar 2-3 chestii interesante din tot discursul meu. Și dacă pe parcurs vă mai vin întrebări sau mai aveți idei sau v-ați gândit la vreo modalitate de a-mi combate mie ideile, aștept mail, DM pe Facebook, DM pe Twitter sau orice altceva.